Ah! Băgă cuțitul în mână. Au, ce prost să am cuțitul aici. Și l-am împins. Da. Ok. Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să fac un nou mic unboxing la un pachet pe care tocmai l-am primit. Am fost astăzi la poștă, deoarece am primit un nou pachet la căsuța poștală. Pentru cei care nu știți, am o adresă, o căsuță poștală mai exact, unde voi puteți să-mi trimiteți pachete, scrisori, nu știu, ce doriți, puteți să-mi trimiteți. Ultima dată am rămas super surprins de pachetul primit de la un abonat. Dacă nu știți, am primit niște petarde și artificii care mai de care. Urmează niște teste, știu că foarte mulți așteptați să vedeți, dar am niște mari, mari surprize. Și o să urmeze imediat să vedeți zilele următoare. Problema e că am așteptat să-mi vină un colet, adică bine, am dat o comandă, în fine, am luat niște chestii. Între timp au mai apărut niște treburi pe care trebuie să le rezolv, am avut multă treabă și n-am apucat să filmez. Dar o să urmeze și videoclipul special de 1 milion de abonați. Încă nu este gata, pentru că vreau să fac mega show, ca să zic așa, să fie ceva foarte frumos și mai diferit. Da, acestea fiind spuse, după cum am promis, de fiecare dată când o să primesc un pachet sau o scrisoare, sau mai multe dacă mă duc, eu mă duc săptămânal. Săptămâna asta am primit unul, săptămâna trecută la fel, dacă primesc 2-3, le desfac pe toată dată. Cum astăzi am primit doar acest pachet, îl voi desface, pentru că și ăsta e destul de măricel și nu știu ce este în interior, n-am nici cea mai mică idee. Așa că, încă o dată, dați un mare like dacă vă plac videoclipurile de genul ăsta. Adresa unde puteți să-mi trimiteți și voi ceva este în descriere. Și hai să nu mă mai lungesc. Acest pachet vine de la... Așadar, hai să vedem ce ne-a trimis aici. Hai să desfacem. Ok, avem hârtii, avem hârtii, sau ce e asta? Nu cred, băi, după. Asta ce are, ceva în ea? E o pungă. Avem un care, ce e asta? Două pungi, o pungă în KFC. Avem două pungi. Da, ok. Apropo, dacă nu v-ați dat seama, sunt în viitorul nou studio și așa mai departe. Abia aștept să fie gata. O să vă prezint poate după ce termin aici pachetul ăsta. O să vă arăt și cum am mai făcut între timp. Săptămâna viitoare o să fie gata. În sfârșit o să mă mut aici în... în noul locușor aici, în noua văgăună, în noua peșteră, în man cave, sau să zic așa. Lasă că vorbim după despre asta, că... Mamă, deci ce e aici? Nu știu ce să vă arăt, am voie, adică... Chestia asta ce este? Lampa lui Aladdin. Aladdin lamp. Vulcan plus 7 focuri. Deci nu pot să cred. Deci, băi, nu pot să cred. Deci iar am primit petarde și artificii. Și nu e aceeași persoană, e de la altcineva, deci. Da, deci ați văzut, e de la altcineva de data asta. Ok, da, ăsta e de Crăciun, cadou, ăla a fost de Moș Nicolae. Avem aici, scrie în română, ok, vârsta 18, 16 ani vârsta minimă. Lampa lui lampa Aladdin, vulcan, plus 7 focuri, adică 7 artificiu, ce e asta? E un artificiu, trebuie să mă uit la el să văd cum face. Un artificiu? Adică bine, e o petadă, o vulcan și baterie de artificii. Lampa lui Aladdin, chiar sunt curios. Nici nu știu cum fac, sincer. Adică poate am văzut vreodată pe internet sau în realitate artificii tot felul, care mai de care, dar niciodată nu m-am uitat la denumirea lor când le dă lumea. Da, asta este un artificiu. Deci am primit artificiu, neașteptat. Acum avem aici Super Big Corsair. Corsair. 12 piese astea. 12 piese. 12 sunt astea? Atât de puține? Super Big Corsair. Categoria P1. Astea sunt P1. Deci sunt ok.
emițător de sunet. Scrie clar și în română, categoria pe 1, trebuie livrat ambalajul, bla bla bla. Emițătoare de sunet, Super Big Corsar, pe ăsta nu l-am mai văzut în viața mea. Adică nu le-am văzut în viața mea, le-am văzut pe internet, dar poate nu le-am băgat de seamă, că m-am uitat pe foarte multe site-uri și în sănătate și din România, deci în ultimele zile, în ultimele două săptămâni pot să zic că am început să devin puțin dependent de ele și să-mi plac atât de mult, nu neapărat să am eu, dar să mă uit la clipuri de genul ăsta și să poate să le și testez dacă am ocazia. Uite că aici avem ceva nou, bă, deci care era șansa să te primesc pentru a doua oară un pachet cu artificii și petarde? Știu că vă plac foarte mult clipurile astea și au luat explozie, așa să zic, în ultimul timp și mă bucur. Sper să ia explozie, sincer, și mai tare. Sper să adune și milioane de vizualizări din partea mea. Atâta timp cât v-am spus să fie categoriile legale și să fie totul în regulă și mare atenție unde le folosiți. Deci, nu vă mai repet eu lucrurile astea, dar citiți întotdeauna legea și aveți grijă la vârstă. Scrie pe spate vârsta aici. Vârsta și tot, dacă citiți categoria pe 1, scrie și în română. Niște Big Corsar, dar cum arată? Că eu sunt foarte curios de cum arată astea. De ce stați așa? Că poate vreți și voi să le vedeți. Că de ce le am aici, nu? Da, mulțumesc încă o dată pentru asemenea jucării. Ba da, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12 bucăți și are aici o... ce e asta? Nu știu, e o bucată, cred. Oare de aprins? E fitil dintre ăla? A, cred că e de aprins, adică să-i dau pe el, pe scăpăriciul ăsta. Cam așa arată. Așa arată în interiorul cutiei. Deci, astea sunt. Ok? Niște bombițe. Interesante. Chiar o să le testez. Aș da una și acum. O dau în grădină aici. Direct de pe geam o dau în grădină. Să văd cum se aude. Ce ziceți? La final. Facem una de test, așa, în ogradă, o arunc în grădină, spericiorile care nu sunt, că n-am niciori pe aici prin zonă, vrăbile, nici alea cred că nu prea mai sunt. Hârtii, văd aici, hârtii, încă o hârtie. Scrisoare, bănesc, da, nu mai știu o scrisoare. Salut Bogdan, felicitări pentru 1 milion de abonați, mulțumesc foarte mult. Ți-am trimis și eu câteva petarde pe care să le testezi și să te bucuri de ele. Am și eu un canal de YouTube care se numește Petarde și Artificii România. Și postez foarte des. Te poți uita dacă ești curios, deoarece am făcut o floare de 6.000 de petarde plus multe altele de test. 6.000 de petarde, eu am încercat anul trecut cu 1.000. Am pus 1.000, dar cred că nu erau chiar 1.000, că la un moment dat s-au mai împrăștiat și n-au bubuit 1.000. Cred că, să zic, au bubuit 5-600, dar 6.000! Cât vine 6.000? O cutie are 60, ai folosit 100 de cutii. 10 cutii, 600, 6.000, 100 de cutii ai folosit, omule. Vai de mine, 100 de cutii. Bă, chiar mă faci curios cum a explodat. Să mă uit artificii, petarde și artificii România, canalul. Aha. Mă uit acum. Te rog să nu îmi citești numele de pe colet, prefer să rămână anonim. Am înțeles. Cu respect, petarde și artificii România. Ok, atunci, deja eu l-am citit numele, o să văd la edit cum fac, atunci stai partea cu numele de la început. Nicio problemă, deci petarde și artificii România. Băi, stai că mă faci curios, 6.000 de petarde, mă uit imediat. Dacă e, stai că dau puțin acum să văd, pun pauză la video. Și mă uit petarde și artificii România. Da, să activez internet acum. Tic, tic, tic. Mamă, dar stai așa că vreau să văd ce mai am aici. Cartoane, văd. Sau ce să astea? Cartoane, stai așa. Și văd niște chestii, nu știu exact. Așa, stai așa, să-i dau aici. Petarde și artificii România. Petarde și... 2380 de abonați. E bine. Dar unde e clipul ăla? Ai multe videoclipuri, frate. Am început să mă uit și eu la foarte mulți dintre ăștia. 2380. Mă abonez și eu acum. Dar trebuie să-l caut pe ăla. Păi așa, 2380. 381 acum ai. Cu tot cu mine. M-am abonat. Așa. Unde e? Stai așa. Cum scriu? Ca să pot să găsesc. Floare din 6.000 de petarde.
Floare din 600, cum am scris? Din, mi-apare clipul meu din 600, din 6000 de petarde. Trebuie floare. A, uite, l-am găsit acum 11 luni, anul trecut. Băieți, dăm un floare de 6000 de focuri? Mamă, cât e de lungă, ești nebun! Mamă, cât e de lungă, nu cred. Trebuie să o vedeți și voi asta, neapărat. Deci neapărat trebuie să vă uitați. 6000 de focuri. Nu pot să cred. Mamă, cât are? 5 metri. Bă, ești... Să fac o reacție la asta. Să mă uit la clipuri de genul ăsta pe YouTube. Chiar mi-au zis cine. Mamă, deci n-aveți idee cum bubuie astea. Deci trebuie să vedeți video. Mamă, ești nebun. Tun, tată, tun, trancan. Ești nebun. Ai dat-o de Revelion pe asta, a? Să văd, e postată exact în noaptea de Revelion. Da, atunci. 6000, show de show, tată. 6000. Da, uitați-vă joi. Petarde și Artificii România. Vedeți un test, floare, 6000. Na, duceți-vă la el pe canal, acolo vedeți. Dacă sunteți pasionați, că sigur vă plac clipurile astea, astea 6000. Cât ți-a luat, frate? Mie mi-a luat atunci asta jumătate de oră ca să fac din balea sau mai mult. Eram în 2 inși. Dar astea le-au pus interesant, le-a făcut. Da. Ok, hai, bun. Mă mai uit după, că are multe clipuri. Ce e asta? Sanitas. Nu știu ce e aici. Sanitas. Hârtie igienică. Mi-a dat hârtie igienică. Pentru vremuri... s-a desfăcut ceva interesant aici. Ce e asta, bă, frate? Pe unul. Bulldog. Ce e asta, frate? N-am văzut. Enigma. Bulldog. Mamă, ce șmecher arată asta, cât e de babană. Bine, e ca un FS3, dar mai ușoară decât FS3. Ce gramaj are ăsta? Unde scrie, mă? Nu scrie gramaj? 0,5? 0,5? Atât de puțin are? Bulldog. Ia uitați aici, frate, ce e asta? Un bulldog. Dacă focusează pe el. Te rog să focusezi, nu pe fața mea. Ok, trebuie să scot eu capul din cadru ca să focuseze pe bulldogul ăsta. Nu știu dacă vede, gata. Bulldog. Și scrie pe 1 pe ea. Deci e pe 1. Clar scrie. Mamă, deci... Ce sunt astea? Bă, ești nebun. Deci fiți atenți aici. Îs făcute... Nu cred dacă sunt toate petarde aici. Ce petarde? Deci fiți atenți cum îți puse astea aici. Sunt ca niște cârnăciuri, ca niște sarmale. Îs făcute... Hârtie, stați așa să dau asta mai în lateral. Mamă, trebuie să iau la rând acum, pe bune, dacă sunt toate. FS3. De la Fireshow. FS3 simplu, de la Fireshow. Asta are 3,5 grame și asta are doar 0,5, dar se simte și la mână. Deși pare mai mare, e foarte ușoare, categoria pe 1. Bulldog. Ce e aici? Uite, băi, cât a sulul de hârtie. Ce e asta? Tot bulldog. Altă variantă de bulldog. Un gram are asta. Asta e puțin mai grea. E tot pe unul, nu? Mi-a dat doar câte una. S-au zis mai multe acolo, nu știu, mi-a dat. Fine, deci mai am una aici. Un alt, stați așa să vi-l arăt și bulldogul ăsta. FS3, deci aici și bulldog aici. Trebuie să le arăt după aia pe toate, unde e, mă, frate. Uite aici, că se vadă sigla de la bulldogul ăsta. Nu prea vrea să-mi focuseze. Nu știu exact cum să fac acum să-mi focuseze. În fine, sper să se vadă bulldogul. Trebuie să o fac mai de-aproape. Dacă nu, vi le arăt după aia. Ok, deci ăsta e bulldog. Crazy bulldog ăsta. Ăsta e crazy bulldog. Așa, aici un PS3. Sper să se vadă. Mamă, câtea hârtie igienică. Deci mi-a dat-i Viper 1. Pe asta nu scrie. Ca și cantitate... 3,5 maxim. Știu că cele legale sunt până 4 grame. Dacă nu greșesc. Da, cred că tot 3,5 maxim. Are Viper 1. Așa arată. Pot să vă zic sincer că n-am testat niciodată. Nici ăsta, nici ăsta, nici ăsta. Le-am văzut pe internet. Mulți mi le-ați scris în comentarii să le recomand. Și uite că acum am primit de la cineva. Cred că chiar de la unul dintre voi care mi-ați scris. Bănuiesc. Cine mi-a scris un comentariu, cred că sigur mi-a zis, bă, ia-le și testează-le. Chiar mi-a scris că sunt legale. Așa, dum-bum,
100 decibeli, 100 decibeli sunt cele legale, dacă nu greșesc, deci toate până într-o 100 de decibeli, 120 de decibeli trebuie să fie parcă inițiatorul de sunet, bla bla bla, unde scrie aici, nu mai știu exact, așa, dum bum, simply the best, dar și asta cred că are maxim un gram, dar n-are un gram, cred că jumătate de gram, 0,5. E exact ca asta, la fel de subțire, doar că în loc de fitil are scăpăriciul ăsta aici. Dum bum, haideți că vi le arăt după, ca să nu mă mai chinui să mă întind. Și vi le arăt pe toate, una lângă alta, ce mai e aici? Viper 1, ăsta e alb, e identic, doar că e alb. Da? E mai gros sau mi se pare? Viper 1 alb, nu scrie prea multe informații pe el, o să mă uit pe internet. Aici văd că are mult, nu e praf, este... cum îi spune, că iar am uitat la final acolo, ce asta portocalie? Mamba 1, catranul ăsta la final, cum îi spune, că iar am uitat partea aceasta albă, nu e catran, știu că o să-mi amintesc acum, dar uite, în momentul de față sunt cam uituc, că doar mi-ați mai scris. Eu nu sunt expert, vă spun încă o dată, dar îmi plac și poate să devin expert dacă le învăț așa în timp. Gipsul acela, că e un fel de gips, așa. Mamba 1, categoria P1 de la Enigma Fireworks, scrie categoria P1, da. Mamba 1 și are o mamba. Mamba negru. Știu că mamba e printre cei mai periculoși șerpi din lume și mai e una aici. Toate spuse așa la fel, cred că bă, le-a pus bine ce a zis, bă, data trecută când mi-a trimis celălalt băiat acel colet, o parte n-au mers, pentru că, bine, o parte, nu știu, au fost stricate de curier la zuncinat. Pe 1, Mamba 2, asta cât are? Asta are 2 grame, asta are 1 gram. Ah, da, se și vede că e mai mare, puțin, foarte tare, și mecherie. Pe 1, pe 1, asta mă bucur, ok, astea cred că toate sunt pe 1. Am specificat clar că nu vreau altceva, dacă este vreodată să mai primesc sau să-mi cumpăr eu. Da, puteți 2, 4, 6, 7, 8 modele diferite, PS3 printre care am testat, plus asta pe care trebuie să o testez neapărat. Wow, nice, banane, original banana, banana, ok. Avem banane, 2 banane. Astea sunt puțin mai diferite. E altă firmă, cred că, pe care le face. 2 banane, original banana scrie pe ea. Nu o focusează. 2 bănănuțe, șmecherie. Mai avem aici niște hârtii, cartoane, cred că goale. Mai am încă de asta, nu cred, dacă sunt tot dintre astea. Și încă 2 hârtii. Și cam atât pare aici. Dacă așa să-mi fac loc pe... măsuța asta de lucru acum, că e dezastru, așa, bun, aici punem asta, scrisorica, o să țin cont să nu uit la editare, să-mi reamintesc să, când editez să îți, nu-ți, wow, nu se vede, nu se vede, Piccolo, podea asta plină cu Piccolo, câte, una, două, o să le anul ăsta, categoria pe 1, 2021, unde scrie, Timiș de la Fire Show, unde scrie mamă, că era aici, pe spate, 2021, 2 pachete, 3, 4, 5, 6, 7, 8, super, super, toate-s de anul ăsta. Da. 8 cutii de Piccolo avem, tati. Facem show. No, și cam asta ar fi în pachetul ăsta, nimic altceva. Dar, da, ce pot să zic? Decât că îți mulțumesc încă o dată. O mega surpriză. O să le filmez pe toate, o să le testez. Neapărat o să le testez și pe astea. Neapărat o să fac un video cu astea, să văd diferența de sunet, o să mă duc cu ele în câmp, dar o să mă duc într-o zonă care nu are chiar atât de mare deschidere ca să fie puțin mai eco, se aude mai cu glas astea, că de multe ori dacă mă duc în câmp deschis nu se aude aproape nimic. Să-mi dau și eu seama de puterea lor.
1 gram, 0,5, deci și asta la fel. Deci nu le-am testat pe niciuna. Astea sunt banane, dar puțin diferite. O să văd exact cum fac. Și chestia asta, așa, cam astea sunt. Deci am primit un nou colet neașteptat. Da. Și acum, după cum am spus, hai să vă fac în continuare turul. Aici să vedeți puțin ce am făcut, pentru că abia aștept să facem aici show, nu facem cu artificii în casă. Nu, nu e voie, în niciun caz, doar cu delea cu scântei așa de brăduț, să zic. Sau anumiți vulcani, am văzut că mai sunt pentru interior, depinde. Pentru cei care vreți în continuare, dacă mai e cineva să-mi trimită, nu știu, rămân surprins, dar mă bucur. Orice, nu chestii de genul ăsta, un colet, atât mie cât și sau copiilor mei sau ceva de genul ăsta, dacă vreți să trimiteți o scrisorică, o jucărie ca și în trecut, orice puteți să-mi trimiteți pe adresa de mai jos, adresa din descriere, eu o să filmez, o să le prezint, o să vă mulțumesc din nou și mulțumesc anticipat celor care mă urmăriți și apreciați ceea ce încerc să fac aici sau fac sau nu fac, nu știu, poate unora le place, unora nu le place. Da, gata. Hai să vă arăt care e treaba cu această încăpere în momentul de față. Așadar, după cum se poate observa și după cum am spus, am făcut și pereții. Bine, nu pot să zic că i-am făcut eu personal, am avut un ajutor de la un cumătru care se pricepe, pentru că eu nu mă pricep foarte bine la face interioare, tencuială și lucruri de genul ăsta. Deci am primit ajutor de la cineva care se pricepe. Stai că se defocusează, pentru că e cam întunecat în momentul de față aici, pentru că între timp s-a lăsat noapte, am fost plecat, am terminat de filmat vlogul ăsta cu coletul, am plecat câteva ore și acum am revenit să vă fac filmarea de final, după cum am spus. Deci cam așa, hai mă, nu vrea să-mi focuseze să vedeți, pe tavan, pe plafon, spui că ar fi un cer. Deci se vede extrem de frumos, îmi place foarte tare cum se vede. Stai așa să mă pun în spatele lămpii, că altfel nu se vede, am aprins lampa. Zici că sunt nori, se vede extrem de bine. A fost dat cu, în partea asta am izolat, polistiren de 5 și prin exterior este izolat cu polistiren de 10, dar am pus și pe interior, pentru că în partea aia e nordul și ca să fie mai ok, să fie cald în încăpere, să fie totul în regulă. Acolo e o priză, aici e altă priză. Cam așa se prezintă. Căderea apei vine în partea asta, pentru că știți că n-a, e tavanul și este un fel de mansardă, ca să zic, în partea aceasta. Deja începe să se usuce peretele. Se vede așa mai ciudat. Este făcut și glaful. Aproximativ. Aici e sobița, după cum știți. O scăriță cu care s-a urcat acolo să facă pe sus, până sus, cam asta ar fi. Mai trebuie dat cu maltă fină, știu că acum nu se vede bine și poate o să zică unica că ce urât e cum arată pereții. Trebuie finisat, mai exact dat cu maltă fină, o mână sau două, nu știu exact, și la maltă fină deja va avea și culoare în el, va fi alb, peretele deja nu va mai trebui să-l văruiesc, dar eu vreau pe peretele, după cum am spus, să pun un fel de autocolant, ceva, mă gândesc ca un fel de peisaj, să se vadă, nu știu, mă gândesc la o pădure, la natură, cu cerul, poate chiar ceva fain, și să se intercaleze cu acei norișori. Nu o să-i fac nimic la plafon, așa se vede, este spumă poliuretanică, este izolația de la pod, e gros de 10-12 cm, deci, na, e cam gata, să zic. Intrarea, ușa în această încăpere, deci după ce o să facem și pereții cu maltă fină, sper în câteva zile, maxim săptămâna viitoare, gata să pun totul la punct, să-mi aduc aici biroul și lămpile, asta e una dintre lămpi, cu care eu, e o lampă profesională de studio, de, na. Și cam asta ar fi, cam asta este încăperea, așa se vede și din partea asta. O să-mi aduc aici animăluțele, o să facem super fain, o să facem live-uri de aici, o să facem multe clipuri, o să vreau să fac podcast-uri, să aduc oameni,
O să vedeți, am foarte, foarte multe idei, urmează mare, mare nebunie pe canal, să zic așa. Știu că unii se abonează poate doar pentru petarde, alții se abonează pentru alt conținut pe care îl fac. Eu voi posta în continuare și cu petarde, atât timp cât voi putea și cât e sezonul, după care voi continua să fac ce îmi place sau ce vreau să mai fac în continuare, să diversific, așa că sper să rămâneți alături de mine. Cam astea ar fi ce am primit acum, nebunie. Deci avem aici, ia uitați să vedeți mai bine cum arată bulldog ăsta. Cred că mulți le cunoașteți dinaintea mea, dar nu vrea să focuseze pe el. Nu știu de ce nu vrea. E lumina prea slabă în momentul de față. Gata, focusat. Crazy bulldog, care scria. Cred că sunt pe unul toate, că e vorba și de cantitate. Nu scrie la toate, dar știu că în mod normal trebuie să scrie. În fine, pe 1 la asta scrie, da, deci asta este Mamba 1, Mamba 2, cam așa se prezintă. Avem aici un bulldog, un viper, un dumbum așa, asta așa, cât decibele are, asta e așa să vedem, categoria pe 1, se vede foarte clar, dar e un FS3, și câți decibeli? 120 de decibeli, 15 metri, da, este legală și asta. Așa, bulldog și iar un viper, deci cam astea ar fi. Astea. Plus 8 cutii de piccolo, încă una de big corsar, tot așa, chestia asta e de aici. Două dintre astea și una dintre asta și cam asta este treaba. Cam asta ar fi. Un pachet pe care l-am primit. Da. Deci, astea sunt. Ce ziceți? Dăm acum una de asta pe geam. Așa. Una de asta. 12 bucăți are. Cred că o dau pe scăpăriciul ăsta. Hai să vedem așa. De final, ce ziceți? Sau vă mai las și așteptăm. Le fac testul la toate. Hai că nu dau acum că... Și plouă afară și s-ar putea să nu se audă atât de bine, s-ar putea să se audă mai mult ploaia și cred că nu e ok că afară plouă. Bun, cam atât, v-am lăsat, nu uitați să dați acolo un mare, mare, mare like, hai să adunăm multe, 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 multe like-uri și abonați-vă la canal în continuare pentru că urmează show, pot să vă zic că luna asta am foarte multe planuri. Deci, pa, pa!